Lăudați să fie numele Domnului! Lăudați să fie numele Domnului! Amin. Când veți ajunge în cer, să știți că Dumnezeu va răsplăti și acela. Că Pavel spune, suntem chemați să vorbim cuvinte înțelese, ca cei ce ne aud să zică... Să zică... Sistemul american a adoptat un alt model. Bătem din palme, că e mai ușor. Nu mai mișcă mușchii de la gură ca să spunem un amin. Dar vreau să vă spun că asta e foarte ieftină chestia cu bătaia din palme și foarte confuză. Bateți în palme pentru Domnul, pentru cel care vorbește, pentru localul în care sunteți adunați, e un pic confuzie. Dar când se spune prea să fie Domnul și noi toți spunem amin, amin, noi vrem ca Dumnezeu să fie lăudat amin. și să fie binecuvântat. Când Sfânta Scriptură în Vechiul Testament, în Cartea Croni, spune că la momentul s-a făcut o proclamare în popor binecuvântat să fie în numele Domnului Dumnezeului lui Israel. Și acolo spune tot poporul l a zis, Amin. Doamne ajută, dragii mei. Deschide Sfânta Scriptură la Cartea Apocalipsa, capitolul 17, citim un singur verset, anume versetul 14. Pentru cei ce aveți Sfintele Scripturi, pagina 1218, v-aș îndemna să veniți toți cu Scriptura la Biserică, să urmăriți în Biblie când se spun referințele că vedeți că e cuvântul Domnului, așa cum se spune și nu este doar opinia noastră. Apocalipsa 17 cu versetul 14. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui Amin. pentru că el este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Amin. Și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el, de asemenea, Vorbi, vor birui. Amen. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Iubiți oameni lui Dumnezeu, dragi tineri, din toată inima doresc pe toți Domnul să vă binecuvânteze în această seară. Ne bucurăm de părtășia care o putem avea împreună în casa lui Dumnezeu. Vreau să mulțumesc fraților slujitori care au făcut această invitație să vim împreună la părtășie fratelui Fănel Șuteu, care ne-a vizitat recent la Kitchener și am avut o părtășie frumoasă cu dumnealui. Din toată inima zic Domnul să-l binecuvânteze a insistat atunci să avem o părtășie la Cluj așa s-a întâmplat că fiind venit acum în țară pentru timp de evangelizare în zona Olteniei, am putut lua o zi în plus ca să ne vedem împreună aici la părtășie. Mulțumesc fratului Andrei Gog de asemenea care m-a contactat și cu multă răbdare a așteptat ca să putem să intrăm în conversație. Domnul să vă binecuvânteze și mulțumesc celor care au făcut posibil întâlnirea cu dumneavoastră, fratele pastor Călin și toți ceilalți, bordul de conducere, Dumnezeu să vă binecuvânteze. De asemenea, asemenea, mă bucur să văd pe frate Nețibria cu grupul Raze de Lumină, ne bucurăm să ne revedem. Ne-am bucurat în Canada când ne-au vizitat și mă bucur să văd de slujirea care au aici în adunare. Doresc ca Dumnezeu să-i pe mai departe și să-i ajute în tot ceea ce au nevoie. Cât pentru toți care sunteți prezenți, v-aș saluta cu salutul Bisericii din Kitchener, anume Psalmul 20 și spune frumos să te asculte Domnul, în ziua necazului. Dar eu îmi doresc să vă asculte Dumnezeu întotdeauna. Și când e bine, și când e rău, și când e greu, când strigați la Domnul, Domnul să vă asculte. Și atunci va fi frumos când Dumnezeu dă biruința. Aș adăuga doar o clarificare pentru cei care poate încă mai au o confuzie. Domnul făcea de cunoscut că vremile acestea mai dificile care erau prevestite nu erau atâta niște atacuri la nivel personal, și erau niște vremuri care aveau să cuprindă întreg pământul, nu doar o zonă, nu doar România, nu doar o parte a României. Era o vreme a încercării care venea peste întreg pământul. Pentru vremea aceea, părtășiile care astăzi le avem, întâlnirile de care ne bucurăm, nu vor mai fi existente și posibile. Va fi o altă vreme, un alt fel de tipar de luptă. În vremea aceea, unii se vor trezi și vor spune, aș vrea ca cineva să vină să mă ajute în rugăciune, aș vrea cineva să se roage pentru mine, aș vrea să merg să întâlnesc un slujitor. Dar în vremea aceea va fi o alt tipar de luptă. De aceea, prețuiți vremea de azi cât se poate și intrați în părtășie cu Domnul, în mărturisire, în ceea ce trebuie îndreptat și în schimbarea vieții. Uh, apreciez gândul fraților de mărturisire și permiteți-mi această scurtă intervenție ne să în mesajul din această seară. Cuvântul mărturisire, propriu zis, după Sfânta Scriptură și înțelesul lui, înseamnă a vorbi la fel. Aia înseamnă mărturisire. Nu confundați mărturisirea cu spovedania. Pentru că și noi, în cultura noastră pentecostală română, am început să tratăm mărturisirea doar ca o spovedanie frate Fănel, știi că seară m-am supărat, m-am certat, am înjurat, am băut, Domnul să-mi ierte, amin, plec mai departe. Și mă bucur că mi-am descărcat bagajul, să rămână fratele Fănel cu Dumnezeu să se descurce la ce am zis eu și eu mă duc liber. Și dacă cumva mă reîntâlnesc cu aceleași lupte, mă duc iar la fratele Fănel să-i descarc bagajul meu. Ai spovedanie. Mărturisire înseamnă să vorbim la fel. La fel cu cine? Duhul Sfânt ne conștientizează de o problemă din viața noastră, Duhul Sfânt, care e sfânt și Dumnezeu, ne arată imaginea Sfințeniei lui Dumnezeu și ne compară pe noi cu acea imagine. Și eu acum va trebui să mărturisesc, să vorbesc la fel, afirmând că Duhul Sfânt are dreptate în ceea ce mă condamnă și că este nevoie de o schimbare în viața mea. Și atunci mă duc la fratele Fănel și spun, frate Fănel, e o problemă. Uite, realizez că în viața mea a greșit aici, aici și aici. Dar aș vrea de azi înainte să nu mai greșesc. Frate Fănel, cum poți să birui? Roagă-te cu mine, stai în post cu mine. Aia înseamnă mărturisire. Aia aduce schimbare. Aia îți dă o nuanță nouă de viață. Doamne ajută la aceasta. Dragii mei, puține lucruri sunt mai învăluite de mister, precum cele care țin de ceea ce noi numim vremea din urmă. Cântăm în cântările noastre despre vremea din urmă, avem cântări frumoase care pictează acest eveniment misterios vremea din urmă. Predicăm despre vremea din urmă și încă în vremea de azi foarte mult, pentru că ne plac mult acele mesaje special apocaliptice cu o nuanță despre Anticrist, despre de unde vine, ce nație îi, cum își va face părul, că toate astea pe noi ne fascinează să învățăm despre cum e cu vremea din urmă și predicăm mult despre asta. În mesajele profetice, dacă ascultați atenți, mai nou se remarcă o nuanță acestei Vrem din urma, unor lupte care se prevestesc și toate acestea ne arată că vremea din urmă îi aproape. Dar ce înseamnă de fapt vremea din urmă? Căutăm însemnătate în absolut toate lucrurile. Dacă este o eclipsă solară, toți oamenii și bunica încep să încerce să înțeleagă ce vrea să zic această eclipsă? Unde o încadrăm în cartea, Neaum, în Cefania, în Hagai? Care prorocie vechi testamentară s-ar asocia cu eclipsa noastră solară? Recent, acum la noi, de fapt, luni, când am plecat din Canada, a fost o eclipsă totală solară în zona noastră. O parte mare din Nord America a văzut-o. Și exact unde eram noi, se putea vedea totalitatea eclipsei. Fiind în aeroport, deodată, preț de câteva minute, s-a întunecat afară ca noaptea și apoi o trecut.

Și acum toți specialiștii care le plac aceste interpretări vor avea mesaje de predici în următoarea lună și jumătate despre cum înțelegem venirea Domnului cu eclipsa din aprilie 8-2024. Că ne place când vedem aceste semne să vorbim despre vremea din urmă. Dacă este vorba de vremea din urmă, dacă vedem o formație de nor ciudat pe cer, vrem să o citim, să o interpretăm, să-i dăm o nuanță. Ai văzut că norul ăla seamănă cu o aie, probabil că turma Domnului să se trezească. Și ne place nouă să citim în toate aceste lucruri un fel de însemnătate, ca să nu mai spun că avem și noi români o febră pseudo-americană cu această politică trumpiană. Mai îl vedem pe Trump ca un fel de mesia. Și dacă a ieșit Trump președinte încă o dată, măcar că America față de nevoastră e la vreo mii de kilometri distanță, existența lui Trump sau nu în Casa Albă, nu știu cât aduce un folos României. Dar ne pasă și nouă să știm că pe undeva, pe undeva, probabil care și asta ce face, a face cu vremea din urmă. Și cam aceste lucruri învăluie cu un mister mare, acest concept al vremii din urmă. Uitând de fapt că declarația fundamentală biblică care privește această sintagmă a vremii din urmă, din prisma învățăturii Domnului Isus Hristos, este sumarizată într-un singur cuvânt. Vegheați! Asta spune Domnul. Când e vorba de vremea din urmă, nu spune Domnul nici să citim stelele cerului, nici să ne uităm la eclipsele solare, nici la aceste lucruri, ci răspunsul Domnului este vegheați, oameni buni. Fiți atenți, fiți treji în continuu, observați tot ceea ce se întâmplă în viața dumneavoastră, că vremea este aproape. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați, Doamne ajută! E, dragii mei, totodată, clișeele care s-au creat în mintea noastră, în special din acest spațiu mediatic, au avut și ele, dacă vreți, o afecțiune asupra înțelegerii noastre vis a -vis de vremea din urmă. Mai mulți ani din urmă s-a scris o carte Left Behind și apoi s-a făcut și un film pe baza ei și ar vrea să închipie cum o să arate momentul când vine răpirea bisericii. Și numai cum americanii puteau să facă, au făcut un stil Hollywood, răpirea bisericii, stil american. Și cad avioanele, intră mașinile în bănci, dispar, cad hainele pe jos, uite că oamenii au fost răpiți la cer și ca întotdeauna trebuie să fie o familie care cumva trebuie să iasă din conflictul acesta și familia aceasta va trebui acum să rezistă în ultima vreme și în vremea din urmă. Și mai mai că își face omul și scara către cer, cu trepte și cu tot și balustradă, să ajungă la Dumnezeu. Și aceste clișee creează în mintea noastră anumite presupoziții vis-a-vis -vis de vremea răpirii, de vremea din urmă și parcă ne dă așa un gest stil pseudo-american, mă, cumva, cumva... Totul scoatem la capăt, domnul cu milă, dar până la urmă cumva trebuie să luptăm cu anticristul, cu săbile, cu mitralierile, ceva, o să facem noi. Și aceste lucruri ne creează clișe în minte vis-a-vis -vis de vremea din urmă. O dificultate în plus reiese din înțelegerea sintagmei vremea din urmă și caracteristicile care o definesc def deseori sunt afectate de tiparele înțelegerii noastre, felul în care în mintea noastră se derulează ceea ce înseamnă vremea din urmă, acestea vor afecta înțelegerea noastră asupra acestui element, asupra acestui timp. Am dorit în această seară să înțelegem ce reprezintă de fapt vremea din urmă, apoi ce înseamnă biruință, ca să înțelegem cum e să fii biruitor în vremea din urmă, și apoi care sunt, dacă vreți, elementele care asigură biruința noastră în vremea din urmă. Nu doar ca tineri, ci ca și biserică, al lui Dumnezeu, Doamne ajută la aceasta. Contextul biblic al vremii din urmă, dragii mei, aș vrea să observăm de fapt ce înseamnă biblic vremea din urmă? Că pentru noi vremea din urmă poate însemna răpirea bisericii, poate însemna vremea anticristică, poate însemna războaie și vești de războaie, eclipse solare, nori în formă de oi și câte altele. Asta înseamnă pentru noi vremea din urmă. Dar biblic vorbind, ce înseamnă vremea din urmă? Dacă noi credem că vremea din urmă a început acum cu generația noastră, de acum 10 ani în urmă, aș vrea să vă spun că vremea din urmă a început mult, mult, mult mai devreme. Întoarceți împreună cu mine și vreau să urmăriți ca să vedeți că aceste argumente au bază biblică. În cartea fapte în capitolul 2: În ziua rusalilor, înviase Domnul Hristos, 40 de zile au umblat împreună cu ei. Este înălțat la cer și mai trec 10 zile. A 50-a zi după învierea Domnului Isus, Apostolul Petru predică, în urma botezului cu Duhul Sfânt. Versetul 14. Atunci Petru s-a sculat în picioare, cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și să ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia. Nu sunt beți cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu. Când? În vreme din urmă. În zilele din urmă momentul botezului bisericii cu Duhul Sfânt, momentul inițierii bisericii reprezintă începerea vremii din urmă. Și vremea aceasta care este numită scurtă a durat deja 2000 de ani. Și dacă 2000 de ani au trecut, m-aș întreba în vremea în care noi trăim, Oare cât a mai rămas din această vreme din urmă? Dacă apostolii spuneau atunci că Domnul este chiar la uși, e aproape, e gata să vină, parcă așa ne imaginăm ca și cum ar fi mâna pe clanță gata să deschidă ușa. Dacă acum 2000 de ani era așa, oare cât de aproape este venirea Domnului? Vremea din urmă a început odată cu botezul bisericii cu Duhul Sfânt. Mai mult, se remarcă prin expresiile apostolice că atunci a început vremea din urmă. Evrei, capitolul 1, versetul 1 și versetul 2, după ce ne-a vorbit în vechime prin proroci, prin multe alte chipuri, Dumnezeu, acum, în ultimele zile, acum, în vremea acestor zile, la sfârșitul lor, ne-a vorbit prin Fiul. Intrarea lui Hristos în lume, gerfa sa, marchează începutul vremii din urmă. De aceea, noi suntem într-o continuă așteptare a mirelui și pe când timpul acesta biblic este reprezentat ca și un timp al nopții, vegherea noastră trebuie să fie activă chiar și în timpul acesta al nopții. Roman, capitolul 13, Apostolul Pavel spunea versetul 11 și aceasta, adică atenția noastră, cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut, noaptea aproape a trecut. Timpul în care noi trăim este observat biblic ca un timp al nopții. Ziua este frumos. Azi m-am uitat ce frumos o strălucit soarele pe cer afară. Ce vreme frumoasă România! Voi văd că nu mai veți primăvară, a sărit din iarnă direct în vară, ați bypass pe lângă primăvară. Frumos! Deci pentru noi asta e o anomalie. Ce ați avut voi azi undeva prin luna august se întâmplă în Canada. De altfel noi avem doar două sezoane, iarna și construcțiile, atât se numește. Când vorbim despre timpul acesta care noi îl observăm, ziua, e frumos, e timp plăcut, îți dă gheață să muncești, noaptea e grea. Noaptea nu vezi bine, noaptea e nevoie de lumină ca să poți să parcurgi un drum. Noaptea reprezintă timpul în care noi îl trăim. Și Domnul Hristos, când vorbea despre revenirea sa în Marcu, în capitolul 13, în ultimele versete, spunea că nu se știe când va veni Domnul. Sau va veni, seara sau va veni noaptea la cântarea cocoșilor sau dimineața. Reprezintă cele patru străși ale nopții, de la ora șase după masa până la șase dimineața. Timpul acela care noi numim seara sau noaptea. În timpul acela s-ar putea să vină Domnul. Cât e ușor e să stai noaptea treaz. Mă sigur, dacă ai o adicție la internet, s-ar putea să fie ușor. Că ți s-au lipit ochii de ecran și pe la 4 dimineața se face, vai Doamne Iisuse, mâine merg la lucru, ce mă fac? Stai un pic lipit, dar apoi când te cuprinde somnul, când vine aceea stare de oboseală profundă, începi să adormi și cu telefonul în mână, pentru că te biruie somnul. În timpul acela greu de veghere, va trebui să stai treaz, spiritual vorbind. Noaptea acum este peste noi. Și Pavel spune, noaptea aproape a trecut, se apropie zorii zilei. Nu știm cât mai este din noapte. Se striga profetic în Vechiul Testament, străjerile, mai este mult din noapte? Vine dimineața, Doamne ajută! Dimineața e aproape, dragii mei, și pentru această dimineață noi trebuie să fim pregătiți. Când va veni Domnul, nu știm. Noi trebuie să veghem. Acestea toate reprezintă ceea ce noi numim vremea din urmă. Dar ca niște caracteristici a vremii din urmă, aș vrea să le observăm împreună. În primul rând, ne spune Sfânta Scriptură că această vreme din urmă reprezintă timpul pregătirii locului pentru noi. Ioan, capitolul 14, cu versetul 1. În casa tatălui meu sunt multe locașe, versetul 2 începând. Dacă n-ar fi fost așa, v-aș spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc, Că acolo unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine. Timpul acesta numit vremea din urmă este timpul când Domnul pregătește pentru noi locul acela binecuvântat, ca și noi să fim împreună cu El. Dacă am putea noi să vedem ce este dincolo, n-am mai dorit să mai trăim în lumea aceasta, n-am mai vrea să avem de-a face cu lumea aceasta. Apostolul Pavel spune că ce este acolo ochiul n-a văzut, la mintea omului nu s-a suit, nu sunt cuvinte vocabular să descriem frumusețea care ne așteaptă în gloria viitoare. De aceea rămâne doar un strigăt al sufletului bisericii înarmat de puterea Duhului Sfânt. Vino Doamne Iisuse, a se dorința bisericii, dragii mei. Asta ne așteaptă dincolo. Este vremea când Domnul pregătește pentru noi. Este timpul când biserica trebuie să evangelizeze. Ioan capitolul 9 cu versetul 4, Domnul Iisus spunea, ziua trebuie să lucrez, lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate lucra. Acum este un timp prielnic de evangelizare. Baiul este că noi numai când nu se mai poate, atunci vrem să le facem pe toate. Mi-aduc aminte timpul acela de pandemie când a fost greu. N-am putut să ne întâlnim, s-au închis bisericile, ceva fără precedent. Și interesant, Că doar cu o lună mai devreme, când era libertate totală, când nu era vorba nici de măști, nici restricții, nu prea se înghesuia nimeni marți la rugăciune, joi la biserică, dar deodată ce s-a închis biserica, parcă tot s-a trezit. Frate, ce dorni de o joi seară la părtășie, ce fain ar fi de o seară de stăruință. Mă, dacă n-am avut stăruință, unde ai fost? Da, păi știi că eram plecat la lucru, dar acum ce fain ar fi o stăruință. Pentru că așa suntem noi, numai când nu mai avem, atunci ne arde dorul să privim încă o dată la slava și bucuria lui Dumnezeu. Ei, dragii mei, ziua se poate lucra. Vine noaptea când toate se schimbă, când să vrei, nu mai poți să faci. De aceea, timpul acesta din urmă este un timp al evangelizării și să-l folosim spre gloria lui Dumnezeu. Că Dumnezeu, dragii mei, ne mântuie prin Domnul Hristos, a egală pentru toți. Dar știți că răsplata e bazată pe ceea ce ai făcut? Că răsplata vine bazată pe ce ai lucrat pentru Dumnezeu n-are ce să răsplăti Dumnezeu dacă ai stat pe banca bisericii 20, 30, 50 de ani și n-ai făcut nimic. Nici măcar amin n-ai spus în biserică. Pentru ce să-ți răsplătească Dumnezeu? De aceea să lucrăm cât se mai poate, Doamne ajută la aceasta. Dar vremea din urmă, dragii mei, este o vreme când vrășmașul își pregătește și el imperiul anticristic. Primele versete din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, prezintă faptul că va veni un fiu al făr de legii, un om al nelegiuirii, care se va ridica mai presus de tot ce se numește Dumnezeu. Este imperiul anticristic care vrea să vie. Și toate imperiile care au fost mai devreme cu despoți și oameni care au condus lumea cu mână de fier, au fost doar un fel de warm-up, o pregătire, ceva să vie, este cu adevărat groaznic. Și astea se pregătesc acum, în vremea din urmă. Dacă vorbim despre caracteristicile acestei vremi din urmă, dragii mei, atunci observăm o decădere morală a societății grozavă. Întoarceți împreună cu mine în 2 Timotei, capitolul 3, primele cinci versete. Pasaj mă gândesc foarte bine cunoscut. Pavel spune așa, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. De ce? Căci oamenii vor fi în primul rând, zice Biblia, iubitori de sine. Hai să vă spun ceva, dragii mei. Gândiți-vă, acum nu aveți poate corespondente în limba română că ați împrumutat din engleză, dar în vocabularul englez, cuvântul acesta n-a existat pentru câțiva ani în urmă. De-abia de, de acum de o vreme a existat. Să-ți faci selfie. Atât de îndrăgostiți am ajuns de noi, încât am început să ne facem poze singuri. Să mai stai să-ți facă ție altă poză, ia prea mult timp. Îmi fac eu singur poză și nu-ți faci o poză, îți faci un set de poze ca să legi pe cea mai bună dintre ele, cu filtre, cu tacea, cu tot ce trebuie. Acum, pentru că ți-ai făcut o poză pe telefonul tău, fain de tine, dar degeaba o pui pe wallpaper pe telefon, trebuie să o vadă lumea și o pui online. Și acum aștepți cu nerăbdare să vezi când vine primul like, nimioară, ceva, tam zap, ceva să apară, să te simți și tu că ești important. Și ce zdrobire profundă apare când nimeni nu te bagă în seamă. Ai pus și tu o poză bine lucrată, ți-ai învârtit gâtul, de ori mușchi la gât, cum ai sa, ca să pozezi poza aceea și nimeni nu-i pasă, nimeni nu bagă în seamă, nici măcar un tam zap. Auzi numai două din toți prietenii tăi, turere mare, copleșitoare și o poate zâmbiți, stai profund, dragii mei, când vorbim despre depresie în rândul tinerilor, n-aveți idei ce impact are, are, această platformă socială asupra psihicului omului. Căutăm în continuu de confirmarea altora că suntem frumoși, atrăgători, deștepți, vrem să ne vadă lumea și dacă nimeni nu ne spune că suntem, n-avem valoare. Uitând că ceea ce ne dă nouă valoare este chipul lui Dumnezeu înscris în noi, dragii mei. Am fost mântuiți de Domnul Hristos, aia e valoarea, lăudați să fie în numele Domnului dar suntem iubitori de sine, atât de iubitori de sine încât avem multe, multe poze cu noi înșine pe telefonul nostru propriu. Iubitorii de bani. Gândiți-vă numai la capitolul acesta, câtă sete avem de a avea, pentru că cine are, prezintă, are statut, le are pe toate acestea. Și dacă ar fi să stăm, să exemplificăm pe fiecare ne la o noapte întreagă, numai pentru acest pasaj în sine, trecem rapid printre el, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, Generație tânără, mai ascultați de mama și de tata, că oricum n-au câtă școală aveți dumneavoastră, oricum n-au studiat câtă studiat dumneavoastră, bachelors, masters, hai unii și doctorat, sunteți foarte deștepți. Mai are rost să mai asculți de părinți, ei care sunt bătrâni, care nici măcar nu știu cum arată, cum ce înseamnă, mai are rost să asculți, că generația care este în vremea din urmă este una neascultătoare de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firiască neînduplecați, clevetitori. Câtă vorbire de rău este între noi la ora actuală, dragii mei. Și astea sunt păcatele respectabile. Că noi spunem, frate, eu n-am curvit, n-am băut, n-am dat în cap la nimeni, n-am bravoție. Ce vrei, să dăm o diplomă? Păi normal că nu face acele lucruri, că între noi îi și rușine să vorbim despre ele. Dar ce ne facem cu astea care sunt acceptabile? Vorbire de rău. Ma, eu nu vreau să bârfesc, eu nu vreau să spun ce am observat. Mi se pare mie că e foarte nepotrivit comportamentul. Știi, Domnul, să aibă milă, dar eu nu vreau să bârfești pe cineva, dar îl bârfești așa, într-un mod tacit și frumos. Observați că între noi există această problemă a clevetirii, neînfrânați, neînblânziți, ne de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Îmi place mie. A pe câte o persoană care spune, dar n-a vrea Dumnezeu ca eu să fiu nefericit. Și răspunsul vine pe măsură, nu, nu. Dumnezeu pe tine nu te poate face nefericit, niciun caz. Pe fiul său, care era fiul preobit al tatălui, l-a zdrobit sub mâna tare ca să te mântuie pe tine. Dar tu, dus de îngeraș pe brațe până în părăția Domnului pe flori, n-ai voie să-ți pe piciorul de, pi de o piatră, că noi suntem, auzi, cine suntem noi. Observați, dragii mei, că avem așa o atitudine în care ne-am pus pe noi în locul cel mai favorizat. Și Biblia spune, oamenii aceștia au o formă de vlavie dar tăgăduiesc puterea. Adică nu mai există esență de putere. Și uitați-vă la noi că pozăm foarte bine, dar în dedesubtul nostru lipsește puterea. Asta se întâmplă în vremea din urmă. Nu ridicați mâna, nu dați din cap, dar vă regăsiți oare prin aceste elemente? Le vedeți în viața dumneavoastră? Ata nemulțumire între noi, nimic nu ne satisface, nimic nu ne îmbucură. Avem cât n-au avut toate generațiile puse la oaltă, și apă curgătoare, și apă caldă, și pâine, și tot ce vrem noi, și toți suntem nemulțumiți. Toate acestea se întâmplă în vremea din urmă mai mult, dragii mei, este o complacere în destrăbălare. 2 Petru 3 cu versetul 3 spunea că în această vreme din urmă vor veni baciocoritori care vor spune unde este făgăduința venirii, lui Dumnezeu și ei vor trăi, spunea în trei, în destrăbălările lor. Lor le place destrăbălarea, trăiesc în destrăbălare și privim la desfrâul lumii în care noi trăim. Și interesant este că vremea aceasta din urmă, este o vreme a înșelăciunii. Timotei 4 1 Timotei 4,1 Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipiască de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Am ajuns așa de fascinați, de senzațional încât suntem gata să facem orice să experimentăm aceste lucruri uitând că Dumnezeu ne-a trimis în noi Duhul Sfânt, putere din Dumnezeu care ne ajută să creștem spre mântuire, ne prelucrează. Nu uitați, Duhul Sfânt nu este o putere, El este o persoană, El dă putere și Duhul Sfânt coboară ca persoană să locuiască în tine, să-și facă reședință în tine, să te ajute pas cu pas. Dar nouă ne place senzaționalul. Afirmăm din toată inima, iubim, respectăm, promovăm lucrarea Duhului Sfânt. Vrem să se manifeste între noi, Doamne ajută! Dar în același timp recunoaștem că nu tot ce zboară se mănâncă. Asta înseamnă că trebuie foarte mare atenție vis-a-vis -vis de duhurile de înșelăciune, că în vremea din urmă va fi o vreme când foarte multă înșelăciune se va face. Asta înseamnă vremea din urmă. Poate am rămas numai la clișeul cu răpiria, cu căzut de avioane, ai vremea din urmă. Asta este vremea din urmă și noi o trăim din plin. Când vorbim despre biruitori în vremea din urmă, ce înseamnă ideea de a fi un biruitor după înțelegerea Sfintelor Scripturii? Că ne spune în textul, în versetul citit în această seară, Apocalipsa, capitolul 17, versetul 14, ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui și tot la fel vor birui cei ce sunt ai mielului. Ce înseamnă a birui și a fi biruitor în vremea din urmă? Ca și cuvânt și expresie biblică poate însemna a triumfa, a învinge, a rămâne în picioare, a cuceri, a câștiga. Practic, cuvinte care au o nuanță de competiție, de luptă, de război. Asta înseamnă a birui. În înțelesul biblic, prin versetele în care apare, înseamnă a rămâne în picioare. Efeseni, capitolul 6, cu versetul 13. După ce veți fi birui totul, să rămâneți în picioare. Asta înseamnă a rămâne biruitor, după lupta care se dă să nu fi căzut în genunchiat, să nu fi lovit, să poți să stai tot în picioare înainte lui Dumnezeu, așa cum ai fost chemat, să rămâi statornic înaintea lui. Înseamnă a fi plin de Duhul lui Dumnezeu. 1 Ioan capitolul 4 cu versetul 4. Asta înseamnă a fi un biruitor. Și Sfânta Scriptură ne învață că acolo unde este Duhul lui Dumnezeu, acolo vine biruința, că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Și Dumnezeu ne-a dat un Duh nu de frică, ci de înfiere care strigă Ava, adică Tată. Asta înseamnă a rămâne biruitor. De aceea mă reîntorc, dragi tineri, avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Nu stați nepăsători în adunare. Când auziți de stăruințe, de rugăciune, fiți primii prezenți. Și nu doar umplere cu Duhul Sfânt, avem nevoie de o consecventă reumplere cu Duhul Sfânt. Asta înseamnă umplere, reumplere, reumplere și o statornicie în plinătatea Duhului Sfânt. Doamne ajută la aceasta! A rămâne biruitor, înseamnă a fi în stare să mergi până la capăt ce-a plătit chiar prețul martirajului. Apocalipsa, capitolul 12, cu versetul 11. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Asta înseamnă a rămâne biruitor. A fi în stare să plătești absolut totul. Îmi place așa de frumos expresia din Evrei, capitolul 12, cu versetul 4. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Auzi câte un tânăr care spune, frate, m-o biruit cel rău, m-am căzut în patim, în poftă, n-am ce să fac. Păi pentru Dumnezeu trebuie să fii în stare să spui viața, să dai dacă trebuie chiar și viața ta. Și dacă pe noi ne biruie ceva atât de simplu cât ar fi o ispită și o poftă, înseamnă că încă n-am ajuns la statutul de biruitor în care suntem în stare să plătim chiar cu viața noastră. Asta înseamnă a fi biruitor era acel joc care, cel puțin în Nord America, noi îl jucam în școală, numit dodgeball. Nu știu dacă ar fi un echivalent de cuvânt în limba română. Pe teren sunt două echipe ai un set de minci și încerci să lovești oponentul din cealaltă echipă cu o minge. Dacă l-ai lovit, l-ai scos afară din echipă. Și merge jocul până mai rămâne numai unul singur în picioare. Ăla pe care nu l-a lovit absolut nimeni, nici o minge nu l-a lovit și a rămas în picioare. Cam așa ceva înseamnă să fii biruitor. Să fii atacat din toate părțile și prin toate aceste lucruri să rămâi tot în picioare, ancorat în Dumnezeu, neatins de nimica, păzit de puterea Duhului Sfânt, fiind gata să plătești orice preț. Aia înseamnă să fii un biruitor. Dar de remarcat este faptul că biruința este legată în totalitate de Domnul Isus Hristos. De aceea ne spune că ei se vor război cu mielul și mielul i biruit pentru că el este Domnul, Domnilor și Împăratul Împăraților, lăudați fie numele. Și cei ce sunt ai lui, în el, îl vor birui. Biruința întotdeauna se leagă de Domnul Hristos. Noi nu avem o atitudine triumfalistă. noi putem birui. Dragii mei, doar Hristos este biruitorul și cei ce sunt ai Lui biruie pentru că El este biruitor, El a biruit. De aceea spunea, cine va birui, va ședea cu mine precum eu am biruit și șed împreună cu tatăl meu pe scaunul de domnie. El este biruitorul, lăudat să fie în numele Domnului. Așadar, în înțelegerea corectă a biruitorului, încadrăm pe cei ce sunt în Domnul Iisus Hristos. Pentru că noi care suntem în El, sunt cu El, spune versetul 14, suntem numiți biruitori. Despărțiți de mine, zicea Domnul, nu puteți face nimic. Și asta înseamnă că biruința noastră se garantează câtă vreme rămânem în Domnul Isus Hristos aș cita aici ce spunea un teolog Bruce Barton în cartea sa Apocalipsa. Pe măsură ce ne gândim la identitatea celor șapte regi și la apariția celor zece regi, că mai devreme ne spune că vor fi zece împărați care vor da stăpânirea fiarei să se războiască cu mielul. De spune ei, acești împărați, se vor război cu mielul. Pe când ne gândim la aceștia, înțelegem puterea lumii lumești și ineficacitatea ei împotriva lui Dumnezeu și a poporului său, autoritatea lor, acestor împărați, durează doar o oră, simbolizând concizia și distrugerea lor finală ca și creștini, ne-am îndrăgostit de puterea lumească a actorilor, vedetelor, a celebrităților sportive, a coaliților politice și a forțelor economice mondiale. Îți dorești puterea și prestigiul pe care poziția, bogăția și relațiile le oferă? Dacă da, ești o țintă ușoară pentru marea înșelăciune a lui Satan. Puterea lumească este capcana lui Satana. Dorința pentru ea ne poate îndepărta de Dumnezeu închinați-vă numai lui Dumnezeu și faceți dorința voastră cea mai puternică de a sluji pe Dumnezeu. Repetă încă o dată și gândiți-vă foarte bine la ce spune acest om, foarte înțelețește. Când vorbim și comparăm împărăția lumii acesteia și împărăția lui Hristos, realizăm temporalitate contra eternitate. Hristos rămâne în veci mărit să fie numele. Dar împărații aceștia vor stăpâni preț de o oră. Când noi idealizăm cultura lumii acesteia, ne încadrăm într-o împărăție temporară care are sfârșit și încă de grabă pierde eternitatea pentru ceva temporar. Este uimitor că tinerii și lumea sunt furați așa de ușor de ceea ce izbește ochii. Că tiparul ispitei este pofta ochilor, lăudăroșenia vieții și pofta firii pământești. Asta este tiparul oricărei ispitiri. Observați, dragii mei, că telefoanele de ultima clasă ne fură ca și un simbol de status social. Dacă nu ai iPhone, nu știu cât e numărul ultim acum la ora actuală, ești un nimeni în drum. Dacă ai cu număr mai jos, nu existi nare rost. Mai bine nu mai vii la adunare, pentru că privim la aceste lucruri ca simboluri de statut și ne încadrăm în împărăția temporală a lumii acesteia. Vrem și noi să strălucim ca ei, uitând că de fapt toate acestea trec. Ce rămâne este doar Domnul Hristos, lăudați să fie numele. Papucii de marcă, care se poartă acum și ăștia se schimbă, tot la câteva săptămâni, câteva luni apare alt papuc, și la bărbat, și la femei, și vorbesc despre fel de fel de nu-s bun la mod absolut deloc, sunt îmbrăcat de soția mea cum mi se dă și atâta mi se dă când vorbim despre papuci haine de marcă, firme, dacă n-ai simbolul acela, nu există, dragii mei, pe mine mi se pare pe mine mă surprinde și mi se pare ciudat că mergi la un magazin de marcă, dai 100 de euro pe un tricou, rupt în trei locuri, vii afară, același tricou rupt în același fel, îl cumpărat la second hand cu 3 lei. Dar ăsta e 100 de dolari. Și mai fain că e rupt prin design. N-are niciun simbol pe el, dar dacă n-ai tricou ăla, dar de unde știm noi că e tricou de la magazin? A, că e rupt numai în partea aceea. E statutul de simbol social. Uitați-vă, dragii mei, cât de atrași suntem de statutul lumii acesteia. Și nu uitați că acești împărați vor împărăți doar o oră după care li se va lua stăpânirea. Ce rămâne în veci este Domnul Mărițe să fie numele. Dragi băieți, frați tineri în credință, pe cine vreți să impresionați cu mușchi, tight jeans și cu frizuri ciudate? Mă uit la o modă care este influențată strict de cultura homosexuală pentru mine este atât de nuchicios, dezgustător, ciudat, lipsit de masculinitate. Se vezi un băiat cu niște pantaloni lipiți de el, parcă au tras tot aerul din ei și care n-are nici măcar ciorap în picioare și el crede că asta e cool. Că așa arată în moda la ora actuală. Observați, dragii mei, că noi idealizăm aceste standarduri, că este ceea ce este cool în vremea de azi și ca nu, să nu fim scoși afară în vremea din urmă, în contextul social, le adaptăm acestea în viața noastră. Nu uitați că lumea cu pofta ei trece, doar cuvântul Domnului rămâne. De aceea ne recalibrăm după cuvântul lui Dumnezeu, Doamne ajută la aceasta. Dragi surori tinere, dragi tinere, pe cine impresionați cu machiaj, cu unghii făcute, cu poze în toate formele, pe cine crezi că impresionați? Că lumea care este decăzută, asta caută. Dumnezeu caută sfințenie în toată purtarea noastră. Îmi doresc din toată inima Dumnezeu să ne lumineze. Și ascultați-mă foarte bine. Acum, în seara asta la adunare, arătați excepțional, ne bucurăm de voi, faceți o bucurie și o cinste bisericii. Textele acestea și standardul testării nu se aplică aici la adunare. Că de rușinea fraților venim corespunzător. Astea ne testează de luni până sâmbătă. Cum ne îmbrăcăm la școală, la lucru, la mol, când ieșim la plimbare. Ăla este testul, nu aici. Că aici toți ne conformăm. De aceea mă reîntorc. Fiți sfinți în toată purtarea voastră, Doamne, ajută. Că împărăția aceasta are doar o oră. Împărăția lui Hristos este fără sfârșit. De aceea, biruitorii sunt cei care se reorientează, recalibrează după standardul mielului care este biruitorul. Am înțeles ce înseamnă vremea din urmă. Am înțeles cum arată un biruitor. Dar acum, practic, vorbim pentru noi care suntem pocăiți, tineri, frați, surori, toți bătrâni la oaltă. Ce ar trebui să facem să rămânem biruitori în vremea din urmă? Și Sfântul Cuvânt prezintă trei calificative. Cei care sunt chemați, aleși și credincioși îl vor birui, îi vor birui pe cei din lume, pentru că ei sunt în Isus Hristos. Aceste trei calificative, aceste trei stări, dacă vreți, sunt esențiale pentru a înțelege metodologia de a lupta în vremea din urmă. Desigur, aceste trei calificative, chemarea, alegerea și credincioșia, sunt elemente importante în doctrina mântuirii. Au o nuanță specifică, tehnic vorbind, în înțelegerea Sfintelor Scripturii. Nu este scopul meu în această seară să intrăm în această tehnicalitate și să explicăm nuanța doctrinară acestor expresii, nici să intrăm în dezbaterea calvinism, arminianism, nu-i dorința mea, ci dorința mea e să aplicăm înțelegerea Sfintelor Scripturii asupra acestor calificative, cu nuanțele care le prezintă și să înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi. În primul rând vorbim despre chemare. Cei care vor fi biruitori în vremea din urmă își vor însuși chemarea. Numărul 1. Ne însușim chemarea. Chemarea este aceea inițiativă a lui Dumnezeu prin care ne extinde oferta mântuirii pentru întreaga omenire că n-am venit să chem la pocăință, la mântuire, pe cei care sunt neprihăniți, spunea Hristos, ci pe cei care sunt păcătoși. Și păcătoși suntem toți când ne naștem. De aceea chemarea la mântuire este pentru toți care sunteți prezenți, care ne ascultați, pentru toți oamenii. Pe toți Dumnezeu ne cheamă la pocăință, slavă Domnului. Nu este cineva care să spună, aș fi vrut să fiu și eu mântuit și nu mi s-o da șansa. Nu există. Dumnezeu prin Hristos, pe toți ne cheamă la împăcare cu El. Tuturora li se dă dreptul, șansa la mântuire prin jertfa Domnului Isus Hristos. În schimb, chemarea nu este la o viață cum vrei, dar cu garanția mântuirii. Sintagma vino așa cum ești se aplică doar în ideea chemării la pocăință, nu apoi în trăirea în pocăință așa cum ești. Că Dumnezeu nu se împiedică în aceste elemente simple, în cercei, în farduri, în pantalon, rupți, în băut de cine știe ce. Nu, 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 Dumnezeu vrea să vii așa cum ești. Dumnezeu te primește așa cum ești, că nu poți fi mântuit până te mântuiești. Dumnezeu te mântuie prin Hristos, dar odată mântuit, Dumnezeu îți schimbă diametral viața și de aceea dacă vrei să știi, dacă ești pocăit, dacă ești mântuit, întreabă-te, după întâlnirea cu Hristos, viața ta s-a schimbat sau nu? Minunat dădea un exemplu predicatul american Paul Washer, mergând la aceea conferință tineret, 5.000 de tineri în audiență, faimasa lui predică șocantă, cum a fost ea numită pe internet, măcar că o predică simplă, zic o biblică, vis-a-vis -vis de chemarea pocăinței. Spunea astfel, că eu în această seară aș fi venit la dumneavoastră întârziat preț de două ore. M-a așteptați și întârziam. Și după ce ați consumat cam tot timpul, apăream și o repede pe scenă și îmi spunea, vă rog să mă iertați că am întârziat, a fost o problemă pe drum, mi s-a stricat o roată, am ieșit afară să-mi schimb roata și în timp ce mi-o schimbam, m-a lovit un tir la 100 la oră și de am întârziat. Ce ați spune, zicea el? Ați spune că una din două lucruri se întâmplă. Ori sunt un mincinos, ori sunt nebun. La care zice el, de ce? Pentru că nu este posibil să te întâlnești cu ceva atât de mare, cu atâta forță, atâta putere, precum un tir la 100 la oră și să rămâi neschimbat. Măcar să-ți lipsească jumate din nas, o ureche, un deget, să dormească un tir la 100 de la oră și tu să ajungi acolo, mă iertați că am întârziat. Tu ori ne minți când nu te lovit nimeni, ori tu chiar ești nebun, iertați-mi expresia, n-ai cum am fi altceva. Că dacă te lovești un tir, se schimbă ceva diametral. Și el spunea, cum puteți pretinde că v-ați întâlnit cu Isus Hristos, creatorul lumii acesteia, Dumnezeu din Dumnezeu, și viața ta nu s-a schimbat cu nimic? Ai rămas exact la fel cum erai acum 10 ani. Nimic nu s-a schimbat. Or nu te-ai întâlnit cu Hristos, ori te minți că te întâlni cu Hristos. Dacă te întâlnești cu Hristos, viața se schimbă, laudat să fie numele Domnului. Chemarea implică, vino cum ești, pleci acasă schimbat, că Dumnezeu e cel ce noiește și schimbă, laudat să fie numele. De aceea, chemarea are câteva calificative care trebuie să se observe în viața celor mântuiți. Vă spuneam, nu intrăm tehnic în doctrină să înțelegem chemarea, cum se manifestă, ce se întâmplă în spatele cortinii când ne mântuie Dumnezeu. Eu vreau să privesc doar la câteva calificative care Biblia le arată vis-a-vis -vis de chemare. În primul rând, dragii mei, chemarea înseamnă apartenență. Roman, capitolul 1, cu versetul 6, ne spune în felul acesta: Între care sunteți și voi cei chemați să fiți ai lui Isus Hristos. Chemarea înseamnă apartenență, să aparții lui Hristos. Știți cum arată asta, practic? Într-un tren intrase un frate care era pocăit. Și intrând în compartiment, mai erau și alte persoane, pornește trenul la drum, aici în România, e caz real. În timp ce trenul pornește, trece un pic de timp, colegii care erau acolo în tren, oameni care erau nepocăiți, au scos un set de cărți și au început să joace un joc, la care se uită la fratele nostru și îi spun astfel, auzi, am avea nevoie de, de unul în plus, nu vrei să joci cu noi, că mi-ar bine să fii cu noi în echipă. La care el spune, vă rog să mă iertați, nu pot. Dar de ce nu poți? Eu n-am mâini. Se uită la el, spune, omule, tu ești normal? Ai mâini, cum să n-ai mâini? Mă iertați, eu n-am mâini. Dar le vedem acolo, amândouă. A, zice, mâinile astea sunt ale Domnului Isus Hristos. Eu din ziua când m-am pocăit, i-am dat mâinile mele lui și eu nu pot să fac decât ceea ce îl onorează pe Dumnezeu. Dragii mei, apartenența înseamnă să fii cu adevărat a lui. Hristos nu te vea în mântuire ca așa un concept abstract. Oi oh, eu sunt al lui Hristos. Ce înseamnă aia numai Dumnezeu știe. Uh, nu, nu. Când ești al lui, de drept ești proprietatea Domnului Hristos. Asta înseamnă că ceea ce observi, ce vizionezi, ce mănânci, cum te comporți, cum vorbești, toate acestea derivă din relația ta cu Iisus Hristos. Chemarea înseamnă apartenență, identificare cu Domnul Iisus Hristos. Chemarea, dragii mei, înseamnă sfințire. Nu doar că aparținem acum, ci există un proces al prelucrării noastre. 1 Corinteni 1 cu versetul 2. Către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți. Noi n-am fost chemați să fim așa mântuiți. Bă, ce fain sună! Venim la biserică, ridicăm mânuța sus, ne-am predat și noi suntem al lui Hristos, hai cu noi în părăția Domnului. Am fost chemați să fim făcuți sfinți. Sfânt înseamnă să fii cu totul pus deoparte. Să fii identificat ca un grup de sine stătător. Precum Dumnezeu este sfânt, adică nu poate fi comparat cu nimeni, noi care suntem copii ai săi, trebuie să fim sfinți, puși deoparte să arătăm diferit de toți cei din jurul nostru. Chemarea implică slobozenia. Asta nu mi-o place cel mai mult. Slavă Domnului! Acum am văzut în partea faină din mesaj. Slobozi în Hristos, liberi în Hristos. Galaten, capitolul 5, cu versetul 13. Observăm ce spune Sfânta Scriptură. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Măcar îi spuneți lui și voi. Nu, mai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă altora în dragoste. Cum e cu chestia asta cu libertate în Hristos, dragii mei? Că aici ne confundăm foarte tare. Dumnezeu ne-a chemat să fim liberi. Chemare implică o dezlegare de robirea în care existam. Asta nu înseamnă că noi de acum suntem liberi să păcătuim, ci suntem liberi să nu mai păcătuim. Adică, practic, arată în felul acesta. Cineva spune, eu nu vreau să mă pocăiesc, să devin un fel de sclav a unui Dumnezeu, unei religii. Și eu îl întreb, fain, cât de liber ești tu la ora actuală? Cât de autonomie ai tu la ora actuală? Hai să te întreb. Dacă ar fi în săptămâna aceasta să nu te uiți deloc la pornografie, ai puterea? Ești liber? Sau după câteva ore, câteva zile după ultima mărturisire, caz înapoi că ce să faci? Vine pofta, vine lupta. Ai zis că ești liber. Tu nu vei fi sclavul lui Dumnezeu. Și fiind liber înseamnă că tu ai autonomie. Observă că nu ai autonomie. Cazi imediat asupra păcatului care a pus stăpânire peste tine. Dacă ești un fumător, consumator de droguri, băutor, cât te liberiești? Cât îți ia până la următoarea țigară, următoarea pahar, cât de multă libertate ai? că realitatea este că ești extrem de legat și extrem de rob, fără să dai seama, tu crezi că ești liber. Dumnezeu când ne-a chemat, ne-a chemat să fim dezlegați de puterea robiei păcatului, ca Dumnezeu să stăpânească peste noi, să avem dreptul, puterea din El să nu mai păcătuim și să trăim pentru neprihanire. Asta înseamnă libertate în Hristos. Tocmai de aceea spune Apostolul Pavel vis-a-vis -vis de acest concept al libertății. Păi dacă nu mai este lege și har, să păcătuim, să se mulțească harul, și Pavel spune, nici de cum. Expresia originală înseamnă să ne ferească Dumnezeu. ai nevoie. Dacă am fost liberi în Hristos, suntem liberi să trăim pentru Dumnezeu, pentru neprihănire, pentru sfințire, Doamne ajută la aceasta. Știți ce mai înseamnă chemarea ca și calificativ? Chemarea înseamnă să fii pregătit pentru suferință. Că la pachetul mântuirii asta nu, nu există în conceptul nostru modern. Ai pentru martirii care au fost acum 2000 de ani. Pentru noi numai flori, floricele și popcorn în special. Dumnezeu ne-a chemat, dragii mei, să și fim gata de suferință. În 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 20 și 21, Apostolul Petru scria către o biserică care deja trecea prin persecuții astfel. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți spălmuiți când ați făcut rău. Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați. Chemarea mântuirii implică și suferință. Să fii pregătit să suferi. Și vă traduc într-un mod practic și aspectul suferinței. Nu neapărat persecuție, poate fi și aceea. În pilda cu bogatul și Lazar, Domnul face o remarcă. În viața ta, la bogat îi spune, tu ți-ai ales partea cea bună. Și Lazar, partea cea rea. Acum el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Știți cum am putea interpreta foarte practic acest lucru? În prisma lumii acesteia, un pocăit e un nebun care s-o de toate bucurile care le poate avea un om. De plăceri, de mesă plajă, de distracții. Asta înseamnă să ai o viață, bucură-te de ea. Și acum noi în viață ne alegem partea ce ar ia în prisma omenirii. Post, rugăciune, abstinență, veni la adunare, în loc să vim la petrecere, acum să în biserică ascultând o predică. Partea ce are cum o văd oamenii. Iar oamenii, din prisma lor, partea cea bună, distracții voie bună. Când ajungem acolo, partea asta care a fost văzută rea, era de fapt deosebit de bună. Și ne ajută, printr-o pocăință adevărată, să ajungem la Dumnezeu. Și atunci, dragii mei, ceea ce oamenii numesc rău, suferință, pentru noi prezintă chemarea lui Dumnezeu la o pocăință autentică. Asta sunt valențele chemării. Pentru a rămâne în picioare și a fi biruitor în vremea din urmă, cu toate provocările și persecuțiile, aceste elemente a chemării trebuie să fie acceptate totalmente. Al minte, degeaba vorbești despre mântuire. Știți, noi așa în obicei, scoți telefonul, mergi pe App Store sau ce telefon folosești și instalezi o aplicație. Primul lucru care se întâmplă te întreabă, ești de acord cu Terms and Conditions? Și trebuie să dai accept. Dacă nu dai accept nu poți instala. Așa că oricum dai accept că nu contează. Nimeni nu să citească acolo 70 de pagini de informații legale. Accept și mai departe. Accept fără să să știi ce accepti. Aici trebuie să știi ce accepti. Chemarea înseamnă să treci prin aceste calificative să ți le însușești. Este așa de ușor la o conferință de tineret să ridici mâna sus să fi provocat, să vii în față, să-ți predai viața, să ridici mânuța, ne rugăm pentru tine, să facem poză, ne bucurăm că s-au predat 50 de tineri, vai ce fain a fost la conferință, e foarte ușor. E cu totul altceva în fața persecuției să rămâi cu mâna ridicată sus, să spui eu am fost chemat și sunt al lui Dumnezeu despre frumoasa cântare care o cântăm noi mult la conferințe că ne place, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus și pe fondul ei facem chemări să vină oamenii, hai, predă lui Iisus. Știți cum a fost scrisă cântarea aceea? Poate ți auzit, îngăduiți-mă să vă repet în această seară. Cântarea aceasta a fost compusă în India de un frate care a primit pocăința, a ascultat mesajul Evangheliei, a fost convertit printr-o misiune care a fost făcută acolo și acum băștinaș fiind a început să spună oamenilor despre Isus, că este un Isus care iubește, care mântuie, așa cum știa el. Șeful de trib a auzit că omul acesta a început să vorbească despre un Dumnezeu nou și l-a chemat la închetă și în fața tribului i-a spus astfel, trebuie să te dezici de acest Isus despre care tu vorbești. Și el proclamă, m-am hotărât să-L urmez pe Isus și eu n-am să dau înapoi. Și atunci a spus astfel, dacă nu te dezici de El, am să-ți omor copiii. Și zicea el, chiar dacă merg singur, eu tot nu mă dau înapoi, eu rămân cu Isus. Și o copiii în fața lui și soția. Dacă nu te dezici de Isus al tău, să știi că te omorâm și pe tine. Și el spune, în fața mea este crucea, în urme rămână lumea. Eu rămân cu Isus. Și l-au omorât. Și șeful de trib a fost așa de marcat de această lucrare, încât a pus o întrebare. Cine este acest Isus pentru care acest om a fost gata să moară? Aceea mișcare, aceea evangelizare prin persecuția lui, a dat naștere la pocăință în viața lor și întoarcerea celor oameni. Și au rămas atunci a scris în istoria noastră cântarea M-am hotărât să-L pe Iisus. Îi fain la conferință să ridicăm mâna sus. Eu vreau, mă predau, sunt a Domnului, ce frumos! Rămâi în picioare prin chemarea făcută chiar și în zilele grele când nu mai este nimeni cu tine împreună la pocăință? Dragii mei, realizăm că trăim o vreme dificilă. Vreau să vă spun că nu sunt nici legalist, nici conservator, nici că așa am fost învățat de o grupă de frați bătrâni am ajuns eu la convingerea că e Sfânt Dumnezeu. Și Dumnezeul Sfânt dorește o pocăință absolut sfântă. Am ajuns la înțelegerea, dragii mei, că până și lucrurile pur și simplu copilărești, care nu contează din viața noastră, chiar contează. Și acele 5 minute petrecute pe telefon, pe Facebook, pe ce vrei tu, și acelea ar putea fi fructificate pentru Dumnezeu. Și vei spune, deja asta e extremism. Chiar nu mai putem absolut nimica, chiar un joc, chiar ceva. Eu am ajuns la înțelegerea că e Sfânt Dumnezeu. Și Dumnezeu ăsta Sfânt vrea oameni sfinți pentru El. Că dacă Hristos a plătit totul pentru noi, ce ai plătit tu pentru Hristos ca și pocăit? Că persecutat n-ai fost, mâncare ai avut din belșug, mănânci când vrei tu, post mai rar pentru noi. Dragii mei, ce ai plătit tu pentru Dumnezeu? Gândiți-vă ce înseamnă chemare la pocăință. Mama fratului Dragoș Croitoru, îi spunea dumnealui, un om care este sever cu pocăința, foarte din cu pocăința. Mai Dragoș, mie nu-mi place pocăința asta voastră. Voi când vă întâlniți, prea multă vorbă, prea multă cafea, păi noi când ne întâlneam, ne puneam în genunchi, plângeam în rugăciune, săteam înaintea Domnului. Așa au văzut unii oameni pocăința, venirea în fața lui Dumnezeu. Ai fost chemat și cei chemați sunt oamenii care își însușesc aceste calități ca să fie biruitori în vremea din urmă. 2. Pe lângă chemare apare alegerea. Cei care vor să fie biruitori în vremea din urmă își însușesc chemarea, apoi își întăresc alegerea. Nu doar că ne însușim o chemare, ne-o chemat, fain, mergem la Hristos. Acum există o întărire a alegerii să îl slujim pe Dumnezeu. Alegerea este aceea hotărâri divină a lui Dumnezeu de a ne considera copii ai săi, Important este să înțelegem ceva, că aici apare mișcarea asta calvinistă, care ne pică nouă bine, că ne dă voie să facem tot ce vrem. Hristos ne-a mântuit, Dumnezeu ne-a ales, nu poți să faci absolut nimica, prin urmare fă ce vrei, că oricum Dumnezeu te iubește. Dragii mei, Ascultați-mă foarte bine, noi nu putem face nimic să fim mântuiți, asta e clar. Doar Hristos ne-a mântuit, doar în Hristos suntem mântuiți. Nu, ori poți să-ți dai tu viața pentru toți oamenii, că nu contează, să nu ajungi în rai, doar Hristos ne mântuie. Dar alegeria se leagă de ceva. Efesen, capitolul 1, text clasic vis-a-vis -vis de mișcarea aceasta care propagă ideea că nu poți face nimic, Dumnezeu ne mântuit, spune astfel, în El, în Isus Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Planul mântuirii se leagă de El și dacă ești în El, în Hristos, ai mântuire, e foarte simplu. Da, ești ales dacă ești în El. Dacă vreți, există o dublă alegere. Îl aleg pe El, ca mântuitor al meu, el mă alege în Dumnezeu. Dumnezeu mă alege în el. Și în Hristos avem mântuirea. E foarte simplu. Alegerea aceasta există și ea cu o însușire. Eu îl aleg pe Hristos, Hristos îmi dă mântuirea, Dumnezeu m ales în Hristos. Ei, dragii mei, îmi plăcea foarte mult acel exemplu minunat și frumos care îl dea fratele Nicoliță Moldovian. Într-o zi a fost și el chemat să meargă să voteze pe cineva și mergând să-și dea și el votul a fost scos afară și alungat și bagiocorit că-i n-are voie să voteze. A ieșit afară întristat că n-a putut să leagă și el pe un om. Uitându-se înspre cer, îi vin în minte niște cuvinte. Iisuse, dintre toți, te aleg mereu. Și-a părut cântarea, te aleg mereu, te aleg mereu, Iisus, Mântuitorul meu. Că dacă lumea nu-ți dă voie să alegi, dacă nu ești ales de lume, noi l-am ales pe Domnul Iisus Hristos. Și cei ce sunt a Lui sunt biruitori în vremea din urmă. Apostolul Petru spunea în 2 Petru, capitolul 1, cu versetul 10, că noi suntem chemați să întărim chemarea și alegerea. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. De aceea ne însușim chemarea, ne întărim alegerea. Lumea ne va respinge din fața ei. De ce? Pentru că ne spune Coloseni, capitolul 3, cu versetul 12, noi arătăm foarte diferit comparat cu lumea aceasta. Astfel, dar, ca niște aleși, aleși suntem, ai lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare. Caracteristica, stilul nostru de viață va trebui să fie diametral opus cu lumea aceasta, diferit de lumea aceasta. Al minterii, nu ești pocăită. Vă dau un exemplu practic în viața mea, eram la servici mai mult timp în urmă, compania la care lucrasem înainte să intru full-time în pastorație și la un moment dat CEO-ul companiei, șeful mare, vine lângă mine să discutăm un proiect. Eram implicat în un proiect destul de complex și discutând cu el, la un moment dat, trage o înjurătură puternică, nu de supărare pe mine, ci vorbim despre un proiect. Și prin că, fiindcă așa e cam sistemul lumei de astăzi, trage o înjurătură. În momentul când spune în juratura aceea, se oprește, se aprește, de la mine, spune, te rog să mă ierți. Eu mă și de ce? Nu ți am făcut nimic. Zice, nu, mă simt nepotrivit să vorbesc astfel pe lângă tine. Nu, nu, nu i potrivit. Știa că sunt pastor, că sunt în slujire, știa că eram implicat la biserică, mă întreba des despre biserică, dar ce te-a făcut să, să, te simți jenat pe lângă mine? Nu, nu-i potrivit. Tu nu vorbești așa, nu, nu a fost bine că am zis cuvântul acesta. Vreau să te întreb, cei de lângă tine, colegii tăi, prietenii tăi, se simt confortabil să vorbească despre viața sexuală, despre păcate, despre băutură, droguri, despre lucruri imorale pe lângă tine? Se simt complet confortabil să înjure despre Dumnezeu, să glumească despre Dumnezeu pe lângă tine? Dacă da, întreb, oare mai luminează lumina ta? Pentru că dacă ai fost schemat să fii ai lui, trebuie să întărești acea alegere de a fi și a rămâne al lui Dumnezeu și alegerea aceea îți face o viață diametral diferită. te ales, l-ai ales, atunci va trebui să fii ca El, că cei ce vor să fie lui Hristos vor trăi și ei cum a trăit Hristos. Copilașilor, zicea Apostolul Pavel, pentru care simt din nou durerile nașterii, până va lua Hristos, chip în voi. Hristos trebuie să se vadă în noi. Ba mai mult, lumea ne va respinge pentru că noi nu ne identificăm cu lumea. În 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 1, tot apostolul. Petru ne spune foarte frumos despre acest fel de observație. Petru, apostol al lui Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați. Noi suntem străini și călători în lumea aceasta. Noi nu suntem cetățeni ai acestei lumi. Prin urmare, noi trebuie să fim diferiți, ne identificăm cu Dumnezeu. Dacă intri în club și clubul te identifică cu el, probabil că ai o mare problemă vis-a-vis -vis de alegere. Chemarea trebuie însușită, alegerea trebuie întărită. Și în ultimul rând spune Biblia credincioși, chemați, aleși și credincioși. Că ne oprim doar la aleși, ne ales Hristos, fain slavă Lui, trebuie să fim, dragii mei, și credincioși. Și această credincioșie trebuie întețită, fortificată. Credincioșie înseamnă fidelitate, răbdare, consecvență. De aceea, prin înțelegerea Sfintelor Scripturi, credincioșia are de-a face cu calitatea lui Dumnezeu. El este și rămâne credincios cuvântului său. Al minter, nici unul din noi nu eram mântuiți. De aceea, când venim la mărturisire, El e credincios și drept să ne ierte de toate păcatele noastre. Că de nu ar fi credincios, nu ne-ar ierta. Și credincioșia mă face pe mine să rămân ancorat în Dumnezeu cu aceea fidelitate în care mă dedic în totalitate doar Lui și rămân doar alui Lui Dumnezeu. Frații mei, credincioșia înseamnă să-ți dai toată sărguința, pentru că Matei 25 spune astfel, ai fost credincioș în puține lucruri, intră în bucuria stăpânului, tot de peste multe lucruri. Credincioșie înseamnă să faci ceea ce poți pentru Dumnezeu. Da mă, aminul ăsta e banal în biserică, ți se pare că e ceva de nimic. Dacă ai fi credincios în aminul ăsta în biserică, Dumnezeu are răsplată. Să vii la tineret, preț de câteva minute, o oră, două, când e întâlnirea, e un act al credincioșiei. Te-a chemat, ai răspuns chemării prin alegere să fii al tău și te-a ales în Hristos Dumnezeu. Rămâi credincios până la capăt, continuă, luptă, nu te da înapoi. Dumnezeu are binecuvântări nemaipomenite pentru noi. Și astea vin în momentul când rămânem credincioși celui ce ne-a chemat, într-o trăire consecventă, să rămânem neclintiți credincioși în fața lui Dumnezeu. Că dacă pe noi ne clintește acum o mică ispită, ce ne face când vor veni adevăratele de provocări? luptele profunde, atacurile mari, persecuțiile, câte unul spune, frate, las că atunci pune în capă pe butuc și murim pentru Dumnezeu. Fals! Dacă acum în libertate n-ai putut trăi pentru El, nu te măguli că vei muri pentru El. Pentru Hristos mor doar cei ce trăiesc pentru Hristos. Și dacă trăiești azi pentru Hristos, vei fi gata atunci dacă e nevoie chiar să mor pentru Hristos. Alminteri, în ziua aceea vei da bir cu fugiții. Credincioșia te face să rămâi consecvent în ochii și în fața lui Dumnezeu. Și această credincioșie trebuie întețită, fortificată, luptat. Ne reancorăm în El, ne uităm la El, că reflecția imaginii Lui ne face și pe noi credincioși față de Cel ce rămâne credincioși față de noi, mărit să fie în numele Domnului. Dragii mei, biruitori în vremea din urmă, înseamnă să realizăm că trăim o vreme care este complexă prin amăgire, prin păcatele care ni se prezintă, prin ispitele care apar, prin poftele care ni se pun la îndemână. N-a fost niciodată atâta dezmăț și atâta, dacă vreți, diversificare de plăceri pentru generația tânără cum este în ziua de astăzi. Nu-i ușor să fii tânăr în 2024, dar e posibil prin Hristos care este biruitorul, că mielul îi va birui. Și împreună cu miel voi birui cei care pot să rămână chemați, aleși și credincioși. De aceea spunea Domnul Iisus Hristos, Apocalipsa 3 cu 21, Celui ce va birui, îi voi da și eu să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cel ce va rămâne în Hristos și va birui până la capăt, va intra în glorie și în slavă în ziua când Dumnezeu se va întoarce. Da, vremea din urmă implică și ideea aceasta de răpire a bisericii, implică și ideea de Imperiu Anticristic și de persecuție. Dar, dragii mei, în toate acestea, Apostolul Pavel la un moment dat remarcă că așa de puternică e lucrarea lui, încât cuvântul biruitor nu mai este adecvat. Și folosește o expresie cu hiper înainte. Noi suntem mai mult decât biruitori în Cel ce ne-a mântuit. Asta e Hristos care ne poartă în carul de biruință. Îmi doresc în seara aceasta să reflecti adânc asupra vieții tale. compară viața cu lumea în care trăiești. Vezi care sunt apetiturile tale, dorințele tale, cum arată viața ta ca și mântuit, poți fi identificat ca un copil al lui Dumnezeu, ești tu ca un, io, ca un lot în Sodoma Odinioară care îți chinui sufletul din cauza ceea ce vezi, auzi sau îți place, dorești să vezi lucrurile lumii acesteia. Ai fost chemat să fii copil de Dumnezeu, eliberat de suputerea păcatului, mântuit, spălat în jerfa sfântă, în Hristos, Dumnezeu te-a ales, să fii garantat în mântuire prin cel ce te poate ține până la capăt în picioare, te poate păzi de orice piedică și cădere, el singur Dumnezeu mărit să fie numele. Și ești chemat să rămâi credincios în Dumnezeu, în Hristos, păstrând această mărturisire până în ziua când se întoarce să Domnul să te ia împreună cu El. Dragii mei, vis-a-vis -vis de aceste toate, aș vrea să luați un verset ca un moto, o urare zilnică, prin care să vă antrenați această chemare, alegere și credincioșie. Apostolul Pavel spunea deosebit de minunat în 2 Timotei 4 cu 18 Domnul mă va păzi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească a Lui să fie slava în vecii Amin.